Vladimir Putin a fost ținta unei tentative de asasinat orchestrată chiar de serviciile secrete ucrainene. O investigație realizată de publicația germană Bild arată că o dronă încărcată cu explozibili a fost lansată către locul unde liderul de la Kremlin efectua o vizită oficială. Operațiunea de asasinare a liderului de la Kremlin ar fi avut loc săptămâna trecută. Potrivit publicației germane Bild, drona a transportat aproximativ 17 kg de explozibil. Drona a avut o țintă sigură, parcul industrial din Moscova, unde Vladimir Putin ar fi efectuat o vizită oficială. În spatele atentatului ar fi chiar serviciile de informație din Kiev. Drona nu și-a atins însă ținta. Aceasta a fost găsită într-o pădure aflată la 19 km de Moscova. Săptămâna trecută ofițerii noștri au primit informații despre călătoria lui Putin în parcul industrial Rudnevo. În consecință, drona noastră kamikaze a decolat, a zburat prin toate apărările antiaeriene ale Federației Ruse și s-a prăbușit în apropierea parcului industrial, a declarat un activist ucrainian care ar avea legături cu serviciile de informații din Kiev. Tentativa de asasinare a președintelui rus nu a fost făcută publică de către presa controlată de stat din Rusia, iar informația a fost ținută secretă. Nu ar fi pentru prima dată când președintele Vladimir Putin este ținta asasinilor. În 2018, de exemplu, mai mulți ofițeri de securitate din Rusia au încercat să-l otrăvească pe liderul de la Kremlin cu un cocktail de substanțe toxice.